Ziua de astăzi, 1 aprilie, este numită în diferite moduri Ziua Păcălitului, Ziua Păcălelilor, Ziua Păcăliților, Ziua Spiridușilor. În Ucraina, 1 aprilie este Ziua Mincinoșilor, iar în Statele Unite ale Americii, Ziua Inimii, pentru că anume râsul previne infarctul de miocard. Totuși, majoritatea marchează această zi drept Ziua Glumelor. În această zi glumesc practic toți. Istoricii vorbesc despre căderea turnului de Pisa, jurnaliștii pregătesc reportaje despre pinguini zburători, așezări de OZN, fizicienii anulează forța gravitațională, iar cea mai răspândită păcăleală este gluma când se spune că aveți pe spate o pată albă. Mulți chișinăuieni preferă să plece în această zi la Odessa, unde se adună păcălitorii din toată CSI. Umoriștii autohtoni susțin că ar trebui să ne amuze mesajul că a fost deconectată căldura, anulate facilitățile și gratuitățile în transport, lipsa rezultatelor în descoperirea crimelor de rezonanță, dar și cele 7 milioane cheltuite pe achiziția camerelor web pentru susținerea examenelor. Cu mult mai amuzant ar fi probabil știrea că guvernanții noștri au identificat o candidatură pentru funcția de prim-ministru, așa cum i-a rugat șeful statului Nicolae Timofti. Recent, societatea a aflat că trebuie de așteptat încă 5 zile pentru a afla această candidatură, probabil având în vedere faptul că dacă ar fi fost anunțat așa cum se preconiza pe 1 aprilie, anunțul ar coincide cu faptul că în majoritatea țărilor Uniunii Europene, această zi este numită Ziua Păcălitului.